Bun găsit la știri, avertisment pentru cetățenii români din partea Ministerului Afacerilor Externe. Este alertă de nivel 8 din 9 pentru călătoriile în Liban. Iar autoritățile fac apel la cetățenii care se află deja acolo să părăsească rapid țara pe fondul temerilor de securitate din regiune. Cu toate informațiile vine acum colega noastră Marina Filimon. Te ascultăm! Bun găsit, Irina, și la această oră. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, vorbim despre o situație de criză în care Ministerul de Externe de la noi le transmite clar cetățenilor români de pe teritoriul din Liban să părăsească țara cu cursele care sunt disponibile în momentul de față. În același timp, le transmite și cetățenilor să nu se îndrepte spre teritoriul libanez, având în vedere că este o situație de criză. Însă, atenție, mai multe țări, mai multe ministere de externe din alte țări au transmis același mesaj cetățenilor. Vedem același mesaj în Franța, dar și în Statele Unite ale Americii. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, nu au existat de la Ambasada României în Beirut solicitări de criză până în momentul de față de la românii care se află pe teritoriul acestei țări. Însă mesajul care a venit chiar astăzi de la purtătorul de cuvânt pentru un post de televiziune chiar mai devreme declarat este ca românii să se îmbarce în primele curse care sunt disponibile și să se întoarcă înapoi în țară. Eveniment inedit în Grădina Botanică din București, Festivalul Tradițiilor și Culturii Armenești, intitulat Strada Armenească, este organizat de Uniunea Armenilor din România și este dedicat vizitatorilor de toate vârstele, cărora le-au fost pregătite mai multe evenimente, concerte, dar și produse și bucate tradiționale armenești. Distracție, voie bună, dansuri și produse și preparate culinare armenești. De asta au avut parte sute de bucureșteni care au ajuns la cea de-a 8-a ediție a festivalului Strada Armenească, organizat la sfârșitul acestei săptămâni în Grădina Botanică din capitală. Am venit să o vizitez, deși mi era mult mai ușor în oraș când era lângă Biserica Armenească. În anii trecuți mi s-a părut că partea tradițională era mai bine reprezentată decât acum. Arată originea fiecărui neam, tradițiile, care diferă câteodată de ale noastre. Cum vi se par tradițiile lor? Foarte interesante, dansurile, mâncărurile, o țară frumoasă, un popor apropiat nou. Cei care au ajuns la festival s-au putut bucura și de produse tradiționale armenești. Am adus bijuterie făcute cu metode tradiționale rome, design contemporan, care în mare parte este al meu, dar avem și alți designeri. Nici copiii nu se plictisesc. Pentru ei, organizatorii au pregătit spații de joacă special amenajate, ateliere și piese de teatru. Facem niște împletituri, după care le colorăm și cu spray, ca de festival. Ai văzut la Grădina Botanică și ți-a plăcut? Pești, rațe, copaci. Videți? În fiecare sâmbătă. Avem ateliere de păpuși, de dansuri armenești. Pentru copii, locuri de joacă sunt, mai este atelierul acela de păpuși. Intrarea la festival este liberă, iar accesul se face în limita locurilor disponibile. Anul acesta, cam tot ca și anul trecut, în afară de dansuri, de data asta suntem mai mult cu spectacolele vocale. Spre mirarea mea sunt destul de mulți spre seară. O să auzim melodiile venite din Armenia. O să fie tot sufletul armenesc și românesc împreună împletite. Deci vă așteptăm cu mare drag. Va fi și atelier de dans, va fi și muzica tradițională etnică armenească. Avem și ateliere de sculptor, de textile. A venit sezonul pepenilor, este momentul să facem o cură de pepene, spun mulți români. Nu exagerați însă cu pepenele, spun nutriționiștii. Pepenele roșu conține cantități foarte mari de zahăr.
Același lucru se întâmplă și cu alte fructe de sezon. În plus, pericolul pesticidelor nu poate fi nici el ignorat, deși sunt vândute ca fructe de sezon. Producătorii ne pot ascunde informații importante pentru sănătatea noastră. Din dorința de a face profit, unele legume și fructe sunt tratate cu pesticide pentru a rezista mai mult. Și suntem alături de medicul nutriționist Virgiliu Stroescu. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și haideți să vorbim puțin despre zahărul din fructe. O întrebare principală pe care v-ar adresa-o românii, poate. Cât zahăr conține pepenele roșu, care este unul dintre alimentele favorite în acest sezon? Ar fi cam 4 la 50 și cam 7-8 grame de glucoză la 100 de grame de pepene. Deci are destul de mult zahăr și aici e foarte interesant că sunt multe controverse. Eu nu sunt nutriționist propriu-zis, eu sunt endocrinolog, da? Îmi place să cochetez și cu alimentația, că am fost igienist. Pepene în sine este, are foarte multă glucoză și fructoză, împreună fac zahărul și în cantitate mare, atunci el intră în tubul digestiv, se absorbe în sânge și crește glicemia. Boala în care glicemia e foarte crescută, se numește diabet. Da. Și în diabet, glucoza nu stă la un nivel perfect, ci urcă mai mult decât trebuie. Glucoza e foarte necesară organismului nostru, dar în cantitate mare e toxică, face rău. De exemplu, la diabetici, când tot timpul e această cantitate mare de glucoză în sânge, atunci este atacat de la firul de păr până la unghii. Deci tot organismul este stresat, este un toxic zahărul în cantitate foarte mare. De aceea trebuie să fie cam un gram pe litru, cam atâta. Deci avem 5 litri, 5 grame de zahăr în sânge. Tubul digestiv reia toate aceste lucruri, le metabolizează și prin ficat ajunge în sânge. Însă când în cantitate prea mare, organismul nostru a fost înzestrat de creatorul nostru cu insulină, un hormon care coboară glicemia și o menține foarte frumos cam la limită. Însă când consumăm cantități prea mari de glucoză, depășește capacitatea insulinii normale de a scade. Și ce se întâmplă? Și atunci crește glicemia în sânge și apar niște vârfuri glicemice care sunt foarte periculoase. Spike-uri se numesc. Da. Și asta distrug și nu este bine. Și de aceea, când consumăm fructe, nu trebuie cantități foarte mari. Știu un caz autentic. Un oarecare a auzit că dacă e gras să mănânce numai pepeni. Și a mâncat o perioadă numai pepeni. Dar nu foarte mult, că a făcut un diabet groaznic și acum se tratează de diabet. Pentru că el consuma numai pepeni și organismul și-a epuizat toată insulina. Da. De aceea nu trebuie să facem exces. O felie e suficientă, nu prea mare și încă ceva, să nu fie chiar pe stomacul gol. Și aici sunt probleme. Unii zic fructele pe stomacul gol. Nu că cresc imediat glicemia. Și dacă fructele au fibre, fibrele fac ca să se absorbe mai puțin glicemia. Dacă bei suc, asta n-are fibre și atunci crește mai mult glicemia. Dacă un suc de portocale, de exemplu. Exact. Dacă mâncăm portocale și suc de portocale, atunci glicemia crește mult mai mult la suc decât la portocale, că fibrele au această capacitate, ca un mop, ca un borete, să absoarbă tot ce e în plus, să se menține glucoza la nivelul normal. De aceea nu este bine să consumăm cantități mari. Mănânc la masă un pepene, o felie mare sau un kilogram. De ce? Că dacă e ieftin și am, mănânc. Nu, domne, nu mă gustă. Tot să fie, de aceea zic eu, nu mult, ci cât mai des, dar nu mult în același timp. Pentru că face rău. Și orice fruct, cantate, sunt alte fructe, de exemplu, cum sunt stafidele, în cantitate mare, strugurii, au foarte multe glucoze și nu trebuie să consumăm mult pentru că ne nenorocim, îi distrugem. Și pentru că organismul este asediat permanent de glucoză, atunci insulina nu mai este eficientă. Și rămâne o stare de hiperglicemie care e foarte sănătoasă. Deci fructele cu măsură, nu în cantități mari, zilnic să gustăm câte un pepene, uitați cum e și acolo fotografia, da, un pepene, însă nu mari ferii, pentru că tot ce e mult nu e bun. Dar cum să consumăm acest pepene în mod corect? Să spunem, îl mâncăm după masă, ca un desert, după ce am mâncat masa de prânz sau masa de seară? E, și aici sunt probleme. Unii zic să-mi fie mâncat fructele pe stomacul gol.
Alții zic, domnule, nu-i bine pe stomacul gol pentru că proteinele și glucidele fac să nu se absoarbă imediat tot. Deci dacă îi mănânci o felie de pepene și iei glicemia, e crescută. Dar dacă înainte de asta ai mâncat și altceva, avocado, alte lucruri, atunci astea încetinesc absorția glucozei și ea nu crește foarte mult în sânge. Acum, altă problemă. Se spunea că la sfârșitul mesii, să nu cumva fructe, că ele fermentează și fermentând pot da alcool și alcoolul dă ciroză. Și ideea asta iar nu e cea mai grozavă, deși nu mai teoretic, mâncăm deloc atunci, nici după masă, nici înainte de masă. Da, nici teoretic interesantă. Deci nu mănânc la sfârșit glucoză, asta crește mult glucoză, asta fermentează, intră în sânge și atunci distruge ficatul. Dar sunt toate un stomac care este bun și sănătos, niciodată nu vă face să fermenteze. Da, deci, până la urmă, din ce spuneți dumneavoastră, deduc că cel mai bine ar fi să le mâncăm ca desert. După o masă normală, să zicem, o masă de prânz sau de seară, mâncăm o felie de pepene. Hai să vedeți ceva mai interesant. Dacă luăm soia, are 30% glucide, 30% lipide, 30% proteine. Toate sunt amestecate. Asta e foarte interesant. Mm-hmm. Deci organismul nostru nu e bine să le punem foarte selectat, pentru că acolo și în stomac, stomacul e un fel de moară acolo care se întâlnesc. Și deci ideea de a mânca doar una, doar alta, la sfârșit, nu e cea mai fiziologică, pentru că în organism totul se amestecă. Nu? Da. Și deci să fie în așa fel încât să nu fie fructele chiar pe stomacul gol, dar nici să nu fie în cantități foarte mari puse ca să vă duc alte reacții mai neplăcute. Deci, în cazul ăsta să fie, poate, după o cină lejeră formată dintr-o salată, da? Da, da. De exemplu, mâncăm o salată la cină cu puțină proteină și după aceea o felie de pepene, că tot am pomenit de pepene. Deci să nu fie nivelul, că acum a fost teorie, ultimul timp au scris niște cărți foarte mulți, care zic, dom'le, niciun caz să nu fie glucidele pe stomacul gol. Da. Înainte era ideea asta și asta e iar inteligent. Adică, domne, glucoza imediat se absoarbe și după aceea mănânci restul. Dar când se absoarbe, nu crește prea mult? Și atunci noi nu vrem să avem spicuri de aceste vârfuri de glucoză. Și deci trebuie să fie totul gândit și în ceva este bunul simț, care spune exact, mănânc așa. De exemplu, pepene cu pâine, nu e rău. Că mai reduce puțin cantitatea, dacă ne place, sunt unii care... Da. Interesant, au găsit colegii mei acest studiu câte grame de zahăr sunt în 100 de grame de pepene, iată 6 grame de zahăr, în cocos 6,2, 6,5 în papaya, aici suntem în grapefruit, e surprinzător că grapefruitul este totuși dulce acrișor, în pepenele galben și mai mult zahăr decât în cel roșu. În piersici mult, în nectarine, aici nu ne mirăm. Da. Este acel pepene galben mai dulce. Da. Cireșele, de asemenea, stau cireșele, foarte bine. Da. Guava, da, aici suntem în categoria fructelor de care să ne ferim exotice, dacă avem diabet, de exemplu, nu? Da. Înțeleg. Avem kiwi cu foarte mult zahăr, sunt caisele, de asemenea, portocalele. Mai ales caisele, caisele uscate. Caisele uscate, evident. Păi, da, evident. Toate fructele uscate, exact, mă înțeleg din ce spuneți dumneavoastră. Și da, ananasul are destul de mult zahăr, merele, perele. Să înțeleg că acestea ar trebui să fie consumate cu moderație și după ce am mâncat exact, ceva. Exact, și nu chiar pe stomacul gol. Exact. Așa. Ca să fim temperați, că asta e foarte frumos. Banana are foarte mult zahăr, da? 12 grame în 100 de grame de banane. Mango, de asemenea, rodiile, dragon fruit, mă rog, se găsește mai greu la noi. Strugurii stau foarte bine în zahăr. Iată. Smochinele sunt dulce, aici poate nu e o surpriză, dar la struguri poate ar avea oamenii o surpriză, exact, ei apar cam într-o lună. Deci cantitate mare de struguri, e clar că... am cumpărat un kilogram de struguri și am mâncat acum. Da. Să fim inteligenți. Deci nu e o idee bună să facem o cură de struguri, o cură de pepene și așa mai departe. Aici, fructele de astea de pădure, văd că sunt...
Da. Da. Acesta ar fi, deci, o variantă mai bună, au mai puțin zahăr, exact, fructele de pădure, exact, și căpșunile, după care intrăm pe domeniul campionilor. Începem cu pepenele roșu, care are mult zahăr și am văzut deja fructele care au destul de mult zahăr. Ați văzut după ce mănânci pepene, pe mână te simți așa că este... E cleios. E cleios, da, și atunci acolo e glucoză. Foarte are mare. Însă foarte, mult foarte multă apă, deci apă. Cumva e exact. Bun din acest punct de vedere. Dar, dar punct de vedere are fibre. Da. Nu-i zeamă goală. Și fibrele acestea ce fac? Sunt două categorii de fibre. Fibre solubile și insolubile. Cele solubile sunt cele care fac scaunul și care împing în intestinul gros materiile fecale pentru a face defecația. Da. Și asta se găsește în grâu. În ovăz se găsesc fibre solubile. Și asta vin, absorb ce este în plus și favorizează tot felul de reacții și echilibrează foarte mult. De aceea, chiar în ultimul timp, acum, și se zice chiar că în următorii 10 ani, punctul cel mai important al alimentației vor fi fibrele. Că dacă ai fibre multe, nu faci cancer. Unde le găsești fibrele? Fibrele găsim în orice, în legume foarte multe și leguminoase. Acum, nenorocirea e că toată hrana animală nu are fibre. Lapte, brânză, ouă, pește, pasăre, nicio fibre vegetală. Păi cum să apă fibre vegetale animalul? De aceea sunt strict necesare pentru sănătatea noastră salatele, fructele, legumele, leguminoasele. Au fibre extraordinar de ce voiam să vă întreb, este folosit, de spuneați ceva mai devreme de pepene roșu cu pâine. Știm că sunt români care mănâncă așa. Da. Și acum și mai... pâine are glucoză. Și de aceea cantitate mare nu este din asta bine. Dar aceste fructe, de exemplu pepenele galben, chiar și pepenele roșu, combinat cu brânzeturi, am văzut, se mai poartă. Sunt o variantă bună? Dintr-un punct de vedere, da. Din alt punct de vedere, nu, pentru că brânzeturile nu au fibre și sunt de origine animală și au colesterol. Da. Păi vara ne apucăm să băgăm în noi colesterol. Da, dar cumva să fie o variantă mai sănătoasă decât să le mâncăm pe stomacul bun. Cea mai bună ar fi tofu, că n-are exact ca brânză, dar n-are colesterol. Pentru că colesterol este inamicul numărul 1 a inimii și a organismului nostru. Și altă problemă, iar interesantă, este grăsimile animale nu sunt sănătoase pentru om. Toate grăsimile animale și nu există aliment de origine animală să aibă grăsime animale. Și sunt foarte periculoase. Da, aici știți că sunt foarte multe păreri și ați fost contestat de-a lungul timpului pe tema asta, dar până la urmă este alegerea fiecăruia. Nu, aici, dacă mănâncă sau nu aceste alimente cu proteine animale. Aici adevărul trebuie să fie, nu simpatiile, că zice unul sau altul. Dar ca să revenim totuși la fructe, să încheiem această discuție. Sunt fructele mai sănătoase decât dulciurile? E de preferat să mănânc o felie de pepene în loc să mănânc o ciocolată, să spunem? Exact, evident. E de preferat. Pentru că sunt naturale și au vitamine, au substanțe fitochimice, au toate felul de minerale și le au în cantități perfecte. Adică sunt foarte utile și necesare să mâncăm fructe. E viața noastră fructele respective, dar trebuie nu mâncată cantitate mare. Dacă e bun, nu trebuie să mănânci mult. Că aici e nenorocia. Și îmi place și am mâncat pe masă. Deci dacă vrei să respecti un regim sănătos, este de preferat ca desertul să fie format din fructe, nu din prăjituri înghețată și așa mai departe. Și fără zahăr. Ce e cu zahărul ăsta? El, ca să ai un kilogram de zahăr, trebuie să ai nu știu câte kilograme de sfecă de zahăr. Și asta e foarte, foarte concentrată. Da. Pe când zahărul tot, pe când în fructe, ele sunt mult mai ameliorate, cum foarte bine a spus. Mărul, de exemplu, are 90% apă. Da. Păi foarte bine, și are și fibre și are și glucoză, dar are apă multă. Pe când dacă mănânci zahăr pur, așa ca atare, cu lingura, acolo e nenorocire. Sunt calorii goale? Exact. Și s-a dovedit că zahărul favorizează boala canceroasă. Ce voiam să vă mai întreb? Vedem foarte multe și spunea și colegul nostru, dacă vezi sau poate dacă îți prepari acasă acel tip de smoothie, da? O combinație de sucuri, de fructe cu legume, sunt sănătoase sau nu? Foarte sănătoase, însă ceva interesant să fie integrale. Adică să aibă și pulpă. Păi și pulpă, nu zeamă. Zeama simplă,
e prea concentrată și nu face bine. Pe când dacă ai cu tot cum, de ceea cel mai bine să, să-l bagi în mână, în gură direct, să fie triturat cu dinții. Uh-huh. Cea mai bună problemă, de aceea ne-a pus noi dinți în gură, nu ne-a pus mașină de, de mestecat. Da, dar combinate... Da, și combinate... Deci da, o dată făcut din când în când, dar să nu fie de zi de zi. Uh-huh. Și încă ceva, e altă plăcere când mănânci un măr, altă plăcere când mănânci o piersică, nu? Simți cu bagi dinți în ea, simți că mănânci niște cireșe, uh-huh, nu-ți plac așa ca tare. Dar sucurile, o cană de cireșe. Sucurile acelea pasteurizate de, de exemplu de mere, da? Am văzut de foarte multe ori în supermarketuri sucuri pasteurizate de mere fără adaos de zahăr. Sunt sănătoase sau nu? Deci să fie pasteurizate este niște ca sucuri să țină care, mai mult. Ca să țină mai mult. Dacă le mănânci mărul ca tare cu coaja lui, e mult mai sănătos și mai pasteurizat decât... Acum, altă problemă. Fructele trebuie spălate bine. Spălate, uh-huh, bine, bine, bine. Pesticidele sunt foarte mult, sunt sisteme în care bagă tot fructul în pesticid. Și atunci trebuie spălate foarte bine. Și spălat pe mâini. Acum vine altă problemă vara. Toxinfecții alimentare, da, care sunt foarte periculoase. Dar adică, apropo de fructe și de legume care au pesticide și nu avem de unde să știm acest lucru. Le spălăm bine. Le spălăm bine? Exact. Cum? Spălăm foarte apă bine. Sau ne punem cu apă, ne spui puțin bicarbonat, dacă așa, nu stai, stai și un ceva de șters mai bine ca să fie spălat. Deci nu iei mărul și de la magazin și îl bag în gură. Da, deci dacă luăm fructele sau legumele și le ținem în apă cu bicarbonat, e ok? Deci dacă le ții în apă, important, așa, că apa diluează concentrația lor. Și dacă luăm și un burete și ștergem frumușel asta și mai dăm iar puțină apă, va fi concentrația de pesticide pentru că ele nu intră în coajă. E interesant. Așa. Coaja este permeabilă, impermeabilă, nu intră nimic în ea. Atunci trebuie bine spălate. Și atunci, dacă sunt spălate bine, pericolul e foarte mic. A doua problemă, nu prea există cazuri că oamenii s-au internat în spitale din cauza că au mâncat niște fructe cu niște pestii și alte chestii. Îs mai mult bau-bau, adică ele având substanțe foarte fitochimice, foarte și antioxidanțe extraordinar de puternici, ele distrug toate pesticidele. V-am dat un exemplu și îl dau din nou. Am cumpărat un măr mare și frumos, mi-a plăcut foarte mult și avea în spatele lui acolo un mic orificiu. Când am băgat degetul înăuntru, mirosea pesticide incredibil, că n-a ajuns. În România ați găsit așa ceva? Da. Pentru că acolo n-au ajuns substanțele fitochimice. Da. Și a rămas exact pesticidul care au, că să știți că merele de câteva ori sunt stropite. Dar dacă eliminăm coaja mărului, e bine? E o idee. Deloc nu e bine. Nu. Trebuie să avem coaja respectivă, are cele mai multe vitamine. Păi și să riscăm atunci fibre, să fie are pesticide? Fibre, are fibre, poftiți. Dar să riscăm atunci... Dar poate... nu riscăm, că spălăm. Le spălăm, da. Dacă da, spălăm, 80%, 90% se duce. Și plus că ele sunt vii. Asta e iar mai interesant. Tot ce este viu, are viață în el, bate orice fel de substanță chimică. Pentru că au putere, este extraordinară. Și deci neapărat trebuie să le mâncăm ca atare și bine spălate. Uite, dacă mănânci cireși, dacă mănânci fragi, dacă mănânci mure, dacă trebuie să fie spălate. Da. Dacă există un tip de fruct pe care să-l mănânci pe stomacul gol și să nu fie o problemă. Am citit asta despre ananas. Da. Că este bun pentru digestie. E un mit sau e un adevăr? Poți să mănânci, de exemplu, nu știu, o cană de fructe de pădure pe stomacul gol? Putem, că am văzut că au mai puțin zahăr. Ce se întâmplă? Putem face orice. Nimeni nu ne obligă să da, ne facem. Evident. Da. Să fie dar și problema sănătos, e să fie cu cap. Adică dacă mănânc o căniță e una, dacă mănânc o cană în aia mare e alta. Și tot același lucru. Dar trebuie să gândim. Să ne gândim, dom'le, dacă asta e cam urs sau nu. Și între timp, dacă e ceva, mai adăugăm ceva pe lângă ea, știți? Ca să o mai diminuăm. De exemplu, o chestie foarte interesantă, dacă aveți conopidă sau niște brocoli. Da. Că mănânci fructe, să pui și puțin brocoli înăuntru, îi dă un gust foarte interesant. Brocoli cu fructe? Da. Brocoli... Da, nu, dar n-au zis cum, adică suprafața aceea, cum era conopidă, albă, da, în cantități foarte mici, dă un gust interesant, așa, pentru că sunt substanțe în acestea
din vă referiți la cruciferele. Crucifere, da. Dar crude, nu crude, gătite. Nu, crude. Așa. Adică dacă pui ceva, nu e doar uscat, ci îți dă o nuanță oarecare. Și ele, având foarte multe fibre, favorizează sau pune un avocado și împreună cu și ăsta la fel, fiind grăsimi, oprește absorția și face. Este folosit în deserturi avocado. Exact. Acum altă problemă. Fiind vară, să nu mai face multe sosuri. Pentru că astea sunt medii de cultură pentru microbi. Mai ales dacă pui și făină, e nenorocire. Ulei de măsline. Ulei de măsline e foarte sănătos, e foarte bun, neapărat. Dacă se poate. Noi avem nevoie pe zi cel mult o lingură de grăsim, 10% din cantitatea calorică. Uh-huh. Deci o lingură e suficient. Și aș mai avea o întrebare. Și a doua problemă, mă scuzați. Grăsimile animale sunt saturate. Adică e ca și când un om are o curea la burtă și nu mai poate respira. Pe când dacă mănânci grăsimi vegetale, e ca și când avea un fular la gât, care nu strânge, face foarte bine. Deci toate grăsimile saturate strâng celulele, le schircesc și ele n-au metabolism bun. Am mai văzut? Coaja respectivă nu mai are dublă legătură, nu mai are acel sistem de balanță să miște, ci e dură și atunci face foarte rău. Deci grăsimile animale strică întreg organismul nostru. Am mai văzut că din ce în ce mai des apar în supermarketuri dulciurile cu îndulcitori. Da. Sunt îndulcitorii mai sănătoși decât zahărul? În general sunt mai răi decât zahărul. Mai răi decât zahărul? Da, sunt foarte dulci, de aceea, adică pui mai puțin îndulcitori față de zahăr. Păi sunt folosiți în diabet, zaharina, de exemplu. Zaharina, de exemplu, e de vreo 30 de ori mai dulce decât, sau chiar mai mult decât zahărul. Și deci nu e nevoie de cantitate mare. Însă sunt cancerigeni. Nu sunt sănătoși îndulcitorii chimici. Fugiți de ei ca de, să nu zic un cuvânt. Și în cazul acesta, care ar fi recomandarea pentru diabetici? Vorbim cu diabetici. E caz de boală. Nu discutăm aici de boală. Discutăm în general. Uh-huh. Deci, în general, e bine să nu consumăm substanțe foarte concentrate chimice pentru că fac rău. Medicii care sunt diabetologi și care au statistici și care au experiență, dau, aici trebuie dat pe loc, pe fiecare în parte, personalizat. Nu dai în mare. Domni diabetici, mâncați așa. Nu, fiecare în parte are sistemul lui. Deci trebuie să ne ferim de acești chimici. Nu sunt sănătoși. Și mierea este mai sănătoasă decât zahărul? O recomandați ca dulcitor? Dintr-un punct de vedere, pentru că este făcută din plante și nu știu câte mii de plante fac pentru un gram de asta, are multe substanțe în plus, dar ca dulce e ca zahărul. Deci dacă luăm din punct de vedere a glucidelor și a glucidelor, e aproximativ ca zahărul. Dar din punct de vedere mineral și din punct de vedere vitamine, e mult superior. Și nu se strică mierea. Mă, o lași în pace, că are vitamine, are multe substanțe fitochimice. Polenul acela, formidabil ce are înăuntru. Și de aceea mierea, mai mult de o lingură pe zi nu e nevoie. Dar e sănătoasă dacă o folosim la ceai, de exemplu? Se spune că devine toxică dacă o combini cu ceva cald. Se zice dacă nu-i bine să fie foarte caldă. Dar de aceea foarte bine ar fi ca să consumăm în fiecare zi o lingură de miere cu apă diluată. Pentru că are la niște temperatura camerei. Da, nu are în interiorul ei niște substanțe care rare, nu le găsești oricând și oriunde. Pe stomacul gol? Și nu se produce acel spike de... Dacă e o lingură, și dacă bei un pahar, că nu o înghiți, diluiezi problema respectivă și mai mănânci încă ceva. Deci e foarte important că noi avem nevoie de microelemente. Și mierea are mii de sute de microelemente din necesare, pe care încă nu le cunoaștem noi. Când plantele vin acolo și albinele și își dau și saliva lor acolo, este un material incredibil. Deci, ca să facem un rezumat, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, e de preferat să mâncăm fructe în loc de dulciuri cu zahăr sau cu îndulcitori. Exact, da, e obligatoriu. Dar nu pe stomacul gol. Deci nu chiar pe stomacul gol, să nu fie încărcat, deci e bine să mai fie ceva acolo ca să întârzi absorția brutală, că de exemplu dacă mănânci două felii de pepene, evident că ele ajung în sânge, dacă nu mănânci nimic altceva.
crește glicemia și atunci crește insulina și omul îți dă, imediat când crește insulina, scade foarte mult glicemia și vine glucagolul și omul cade jos și face sindrom hipoglicemic și sunt alte nenorociri. Și de asemenea, un sfat foarte bun de la domnul doctor, să puneți legumele și fructele, tocmai pentru că există această teamă că ele sunt pline de pesticide, să le puneți în apă. Cum le cumpărați? Le puneți puțin în apă, cu bicarbonat, le spălați foarte bine. Și roșiile și toți, castraveți și absolut. Cât le țineți în apă? Cam să ținem măcar 10 minute. 10 minute. Să aibă să schimbăm apa. Într-un lighean cu apă, de exemplu. Chiar dacă nu se vede apa foarte murdară și nu are ale miros. Da. Dar se ajută foarte mult. 80% din substanțe se duc cu apa. Și nevoie să le spălăm de aceea. Și mâinile la fel. Un sfat binevenit, cu atât mai mult cu cât sunt foarte mulți români speriați, nu se mai cumpără pepeni, de exemplu, pentru că a devenit virală acea filmare cu românii care verificau cât de multe pesticide. Sunt eu un aparat nu, care îți verifică. Da. Neomologat, adevărat, dar unde, îți arată domne, pepele, niște rezultate. Într-un borcă, într-un lighean, spală-l bine așa frumușel. Bicarbonat puțin? Puțin bicarbonat și gai curat. Mulțumim foarte mult, domnule doctor. Sfatul e foarte bun. Ca de obicei. Revenim în câteva momente. Rămâneți cu noi. Noul primar ales din Buștene a murit. Emanuel Savin era la un eveniment pe terenul de fotbal când i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Decesul a venit ca un fulger. Acesta a făcut un infarct, iar medicii nu l-au mai putut salva. Bărbatul de 65 de ani a fost ales primar la alegerile din iunie, iar din octombrie trebuia să preia primăria din Bușteni. A murit chiar în ziua în care a aniversat 40 de ani de la căsătorie. Acesta a fost primar timp de 12 ani de zile, cu excepția mandatului din 2020, care a fost câștigat de un alt candidat. Noi revenim în câteva momente după publicitate. A fost la un pas de tragedie. Este vorba despre un șofer care a plonjat cu mașina în râul Ilva din Bistrița. Accidentul s-a produs în Poiana Ilvei. Bărbatul aflat la volan a pierdut controlul asupra direcției de mers și nu a mai putut redresa autoturismul la timp. Spre norocul său, până să ajungă echipajele de intervenție, în ajutor i-au sărit localnicii. Șoferul a suferit răni ușoare la cap și la un umăr, iar după acordarea primului ajutor, paramedicii l-au dus la spitalul din Bistrița pentru investigații medicale amănunțite. Și cu această informație punem punct jurnalului orei 14. Sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la jurnalul orei 20.